Bună dimineața tuturor, este ora 7:30, iar eu mă îndrept către locația de unde vom pleca astăzi în excursie. Am fost aseară, am cumpărat excursia, nu am cumpărat-o de la tipul de la care v-am zis în vlogul anterior, pentru că în momentul în care am ajuns acolo, i-am văzut fața așa un pic schimbată și zic eu, ce s-a întâmplat? Păi familia de ruși a renunțat. A zis că doamna nu se simțea foarte bine și din păcate nu mai avem posibilitatea să te trimitem în tur. Este ok, nu e nicio problemă. Am mai mers puțin și la un restaurant am găsit pe un domn pe care l-am întrebat: "Ai tururi?" "Da." "Ai și mâine?" "Da." "Perfect. Cât costă?" "1500." Și zic eu, păi e inclus prețul, e inclus intrarea în parc și face nou. I-am zis prima oară 1300, a zis nu. Și am zis ok, 1400 și face bine, hai 1400 și îți plătești tu intrarea. Am zis ok, nu e nicio problemă. Uitați ce priveliște minunată, nu știu dacă se observă foarte mult, e ceață, în spate normal sunt munți, dar acum e super. Acesta este locul de unde plecăm, este și domnul aici fără tricou, ăsta, Rambo de Thailanda. Thank you. Cap în cap. Mi-am dat comandă și de un sandwich pentru că nu am mâncat nimic și trebuie să-mi iau și pastilele. Băi, nu e nimeni. Aici nu e nimeni. Sunt primul care a ajuns. How many persons are today? Today around 8 people. 8 people with me, 8 people or? No, yeah? 8 people. Oh, okay. Okay, cap în cap. And normally how many people you have like every day? Now it's not sure. Sometimes but we start about maximum about 5 people. 5 people? Yeah. Okay. But group now about 8 people. Okay. Before about 30 or 40 people. 30 people? Yeah, whoa. Now they have only low payboard. Okay. About 8 people. 8, 9 with the guy, 10 with the rider. Okay. And before long tail boat, you can see about 15 people. A lot. And now, no, the government is only 8 people now. But from now on, will be only 8, or like maybe in the future they change again? No. Maybe give COVID-19. Okay. We need have vaccine. Maybe 15, but now only 8. Okay. Okay. And we have a long tail boat, 8 people, but the big boat, like a Yeah. It's around 11 and 12 people. 12 people. Yeah. Okay. Not okay. Yeah. And how is like, what do you think about COVID? Is good? Is not good for business? For sure, is not good. Now keep 8 people for one boat. No good. Because we pay the boat the same. Okay. Before we stay like in the boat 15 people, but we pay same 2,500. But now 8 people. The same price. Okay, they don't lower the price, they keep the same price. No. In the lake and in Kosom, everybody from the lake is not care about people from Kosom. Because okay. When people they come in Kosom, everybody go to the lake. Okay, you know, okay. People go to the lake. But in the lake, 1 year, 500 baht. 1 year, 500 baht. They increase every year with 500. But Kosom, we charge the same. Sometimes we charge to like 1,800 baht, but we pay a lot. Okay. If we pay, maybe we charge to 1,800 baht. I have maybe 150 baht. Okay. You don't win too much. No, because why? You know, before if we have 50 people, 150 baht for one person, but we have 1,000 baht. Yeah. But now no, only 8 people, but the boat we pay the same, but also minibus we pay 2,000 baht also. Okay. Back. Minivan. Okay. 2,000 baht minivan, 2,000 baht boat. Yeah, at the end you don't win. Yeah, and then also eat. Okay. One people, 250 baht. 250. For the lunch, I pay too. For how many years are you doing this tour? Here? Yeah. Now we do about 6-7 years. Ah, okay. Here. And before, you've been in another place? Before we don't have this one. We do like guys.
when people go to the lake, we take people, 30 people, because okay. we take the people go to the lake, we walk in, people park at home. Normally we walk from house up, go to the lake, like we do the guide, but we learn. Okay. And also now, before, you know, like when I go one day, people pay me 500 baht. If we take 30 people, yeah, 500 baht. But yeah. if sleep overnight, if we take 20 or 30 people, we have 1,000 baht. No. Now you know what I pay? No. Now one day the guy will pay 1,800 baht. Okay. And when you the guy go to sleep overnight in the lake, we pay 3,000 baht. But keep keep people, 70 people, we pay 3,000. But keep 72 people, 50 baht eat more. Okay. Yeah, more. We have a bit also rainbow tour. Many people. Rainbow tour. Rainbow tour. Before you know we have nickname rainbow because before when we not speaking it. We do Thai boxing okay. about 8 years. We do boxing about more than 300 fire something. Look, many. yeah. But also we grow here before. Okay. Și ne începem călătoria. Ia uitați-vă ce au ce nebunie au ăștia aici. Fiță. You are the guide for today? Yes, sir. Okay. What's your name? Noi. Noi? Okay. I am Metin. Nice to meet you. Nice to meet you. Deci mergem să mai luăm pe cineva și de fapt să mai luăm pe cineva, să luăm și pe ceilalți. Ați văzut ce zicea domnul Rainbow? 8 persoane și cu domnul 9 și cu barcagiu 10. Și iată-ne la prima locație, Raja Prabha Dam, adică barajul Raja Prabha, cum se numește acum. Înainte se numea Cholan Lake, dar în 1987, când a fost construit și inaugurat de către rege, a primit acest nou nume. E o grămadă de lume, uitați ce e aici. Deci e plin, dar e plin de tailandezi. V-am zis că e nu știu ce sărbătoare și toată lumea are liber. Aici uitați câtă lume e aici, nu vine să cred. În acest loc se plătește taxa de 300 de baht. Mamă, deci nu vine să cred câtă lume e. Oh. La asta nu mă așteptam. Uite, trebuie să porți mască. Ăsta e ghidul nostru. Cică 2 metri distanță. În fine, să zicem 2 metri distanță că se respectă. După ce plătești, trebuie să stai aici la coadă. Te cheamă și mergi mai departe către barcă. De aici se cumpără biletele. Facem acum înregistrarea. Uite, entrance free, fee for foreigner 300 și 150 pentru copii. Da. Și am înțeles că dacă vii cu pungi de plastic sau sticle sau orice altceva, ești obligat să iei o astfel de pungă, sacoșă din material și punga de plastic se aruncă aici. Deci nu ai voie să intri cu pungi de plastic în parc. M-am băgat pe aici prin spate ca să vă arăt locul de plecare. Vedeți toate bărcuțele astea? Acest lac artificial are o suprafață de 195 de kilometri pătrați și a fost nevoie de un an de zile pentru a inunda toată această zonă. În total, 350 de familii tailandeze au fost mutate de aici și li s-a oferit teren, li s-a oferit și bani. Și uite, mergem să plătim. Să iau ăsta de mine. Ca să știți, în momentul în care plătiți, aici se plătește taxa de 300 și aici trebuie să mai plătești o taxă, service fee for foreigners, municipal fee, pentru că folosești bărcile. Asta e de 20 de baht. Apoi
Asta e biletul de la parc, cam așa arată. Și ăsta e un card ca la metrou pe care o să-l folosim pentru a intra. Deci, asta e. Hai să mergem. Știți că a zis domnul de la restaurant Rainbow că suntem 8 persoane? Avem impresia că suntem 8 plus ghidul plus șoferul, dar de fapt suntem 5 plus ghidul plus șoferul plus barcagiu. Deci 8 în total, ceea ce e numai bine. Îmi spunea ghidul că în mod normal nu sunt atâtea controle. De obicei îți plătești biletul, îți faci aici un control, după care cobori. Dar acum sunt undeva la 7 opriri pentru control. Te controlează dacă ai, uite, trebuie să scanezi, trebuie să faci mai multe chestii. Deci 7. Ciudat, uite, acolo, aici, acolo, jos, după aia te mai controlează și jos la barcă. Incredibil. Deci mi-a luat biletul ăsta. L-am întrebat pe ghid de ce pe bilet este Maya Bay și face, pentru că face parte din parcul natural. Abia aștept să plecăm pe val. Ce am zis, mă? Plecăm pe val? Plecăm pe lac. Am trecut și de celelalte controle. Iar acum mergem să ne urcăm în barcă. În mod normal, pe aceste bărcuțe intră undeva la 20 de persoane, 15-20 de persoane, dar acum mai mult de 9 nu lasă. Așa zicea domnul Rembo. Acum, dacă se și respectă chestia asta, nu se știe. Dar din ce văd eu, cam așa e. Uite și bărcuța noastră. Tipul e din Germania, tipul e din Franța, tipa e din Cehoslovacia, din Slovacia. Și mai e un tip din India. Nu, ăsta e din India, mai e un băiat din Franța. Și am plecat. O să dureze cam o oră, am înțeles, călătoria cu bărcuța pe lac. După care ne oprim, vizităm ceva sau mâncăm, nu știu exact, și ne continuăm călătoria. Am ajuns și la unul dintre locurile unde toată lumea se oprește să facă poze, acest munți. Ce vedeți voi aici este doar vârful lor. Îmi spunea ghidul că, în mod normal, fiind un baraj, adâncimea apei, dacă vă vine să credeți sau nu, este de 100, aproape 200 de metri. Eu am rămas blocat și îmi spunea că acești munți sunt asemănători, sunt la fel ca cei din China, dacă știți, din Zhangjiajie. Este pădurea de unde s-au inspirat pentru filmul Avatar. Ceea ce vedeți voi este vârful și acești munțișori, mă rog, tot ce vedeți pe aici prin jurul meu, sunt destul de înalți. Bine, acum nu știu 100%, nu bam în foc, că ar avea apa 200 de metri adâncime, mi se pare un pic exagerat, dar asta spune ghidul. Dacă o fi așa, bine, dacă nu o fi așa, la fel, dar
Locația asta e super. Și lumea se oprește și face poze. Uitați ce e aici. Super. O rectificare de moment. Am înțeles eu greșit. Nu erau 190, ci 90. Au ăștia engleză. Acum domnul de aici, din partea asta, se pare că are ceva probleme cu bărcuța și prietenașii s-au oprit pentru a-l ajuta. Uitați câte bărci sunt în spate. Adineauri mai erau vreo 4, dar cât timp am făcut eu poze și am mai tras câteva cadre, au rămas 2, 4, 5. Și asta e priveliștea pe care de obicei vedeți când căutați Kaosok Park. Nu știu cât de bine m-a auzit, dar am vrut să vă arăt și vouă. Uitați vârfurile copacilor. Deci aici nu cred că nivelul apei este atât de ridicat. E cadrul perfect pentru orice fotograf. Din punctul meu de vedere. Faci pe aici niște poze. Uitați de exemplu asta. Aici. Cât de mari arată. Nu știu, au așa magia lor acești copaci, chiar dacă unii arată triști și se vede, se observă lucrul făcut de om, pentru că nu e, nu știu, când e făcut de natură, nu are simetria asta, nu are perfecțiunea asta. Când vedeți toate dealurile astea, se vede clar că sunt făcute de om. Nu par naturale. Ne-am oprit la un sătuleț. Aici ai câte o căbănuță de genul ăsta. E basic. Nu știu exact cât se plătește. O să vedem, cred că o să ne oprim și aici să mâncăm. La cum arată situația. Văd că e un domn care ne așteaptă. Dar probabil mâncăm aici. O să vă arăt și o astfel de căbănuță, cum e înăuntru și cât se plătește în cazul în care mă lasă. Și suntem pe aceste plute. Bărcuța noastră nu are acoperiș și când bate soarele puternic se simte. Bine că mi-am luat crema de soare la mine. Information, alcohol, gel. Adică welcome. Nu știu ce, care e combinația de cine a oprit aici. Coffee. Deci astea sunt bungalourile. O să-l întreb pe domnul. Mamă, ce mișto e ăsta, frate. A, e toaletă. Deci cât de tare e forma asta. Dacă ar fi fost un bungalow așa, cu această formă, ar fi arătat mult mai mișto. Ce tare. A, cred că mâncăm aici. Uite. Probabil mai vin și pești. We eat here. Deci aici mâncăm. A, uite, a adus peștuc. Asta e pentru Cristi, de la Cristi și Ralu. Peștuc. Ia să vedem. It's ok. Să vedem că bănuțele astea. 841, 2, 842, 4. Da, asta e mult mai mare. Dar tot pe acest stil, foarte, foarte basic. Ai două saltele, ceva perne, cred că-s perne astea, nu? Da, perne și atât, și un bec. În rest, nu ai nimic. Internet nici nu
Nu cred că există așa ceva. Dar astea sunt mai mari. Astea alte sunt mai micuțe. Astea probabil sunt pentru 2, 3. Asta e cred că de o persoană. Da, asta e de e single. Single sau double, depinde acum. Deci, ca să știți, dacă vreți să veniți și să stați pe lac, să dormiți o noapte pe lac, vă puteți închiria un astfel de bungalow, să nu vă așteptați la cine știe ce condiții, cel puțin aici. Dacă vreți să stați în condiții de lux, sunt și condiții de lux, dar acolo, v-am zis, plătești undeva la 100 de euro pe noapte. Am mâncat, ați văzut peștucul și a venit ghidul și ne-a zis că în 10 minute o să ne luăm tălpășița de aici. O să mergem undeva prin zona asta sau pe partea cealaltă, n-am înțeles exact unde, 5 minute a zis cu barca. După care o să facem un trekking de 3 ore jumătate dus întors. O să mergem și prin Namtuk Cave, ceva de genul ăsta. Și nu o să pot lua camera pentru că mi-a zis dacă nu ai GoPro, e riscul foarte mare să îți scape pentru că mergi prin această... A dat drumul la apă. A tras apă la toalet. Mergi prin această peșteră, intri până la jumate, după aia intri cam până aici, iar deci nivelul nu e un nivel regulat și riști să rămâi fără camera, așa că o să las camera aici, în, de fapt aici, în rucsac și rucsacul o să rămână în barcă. Nu știu dacă o să-l iau, cât timp o să face trekking-ul respectiv, dar o să vedem, pentru că în peșteră am înțeles că se merge o oră, o oră dus, o oră întors, deci ar veni 2 ore plus o oră jumate dus întors. O să vedem, sper să fie totul ok. Am întrebat și de aceste căsuțe și mi-a zis că pe noapte un astfel de bungalow te costă 1000 de baht, dar ai inclus micul dejun, prânz și cină. Sincer, n-aș da. Părerea mea. Acum voi faceți ce considerați și cum considerați. Ia uite-l, mă. I'm high. Păi m-ai adus-o pe duc de ăsta, forestier. Pe scurtătură. 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 Și auzi? Dă mâna cu asta. Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhoarea. Ne-am întors cu bine, toți suntem sănătoși și vă pot spune că a fost o experiență super tare. Am mers până aici. Te lasă barca aici, după care mergi prin, e un râu, un râuleț, și mergi prin râul ăla, la un moment dat trebuie să urci un pic prin junglă. La un moment dat am ajuns la intrarea în peșteră și mă bucur că nu am luat camera și vă recomand și vouă, dacă mergeți, lăsați-vă toată aparatura, lăsați-o în barcă și aveți mare, mare grijă. Nu mă așteptam la așa ceva. Deci ajungi la intrare în peșteră, este o peșteră destul de îngustă. Să zic că e un culoar cam cât pontonul ăsta, atât de îngust e. E înaltă, joasă, înaltă, joasă, la un moment dat intri în apă, să vă luați costume de baie la voi și să vă luați încălțăminte pentru mers prin apă. Nu bocanci, încălțăminte pentru mers prin apă. Deci ajungem acolo, intrăm, vă recomand de asemenea să vă cumpărați sau dacă aveți acasă, luați-vă o lanternă din aceea care se pune pe cap și nu în mână, pentru că sunt anumite zone în care mergi și apa este atât de adâncă încât tu mergi pe lateral, cum ar veni, mergi pe aici și practic te ții de marginile, de stâncile care sunt de pereți pentru a nu cădea în apă. La un moment dat va trebui să și înnoți, apă care îți trece mult peste cap, dar credeți-mă că e o peșteră, cred că cea, una dintre cele mai frumoase peșteri pe care le-am văzut în viața mea și te pune puțin la încercare, dar e... În momentul în care ajungi
Noi am rămas, am mers până la jumătate, pentru că în această perioadă risci să rămâi acolo dacă începe să plouă și ghidul nostru a observat că ușor, ușor nivelul apei crescuse și a zis, băi, mergem doar până la jumate, vedem cum e situația acolo și dacă e ok, continuăm, dacă nu, ne întoarcem. Am ajuns acolo, a văzut el că nu e prea ok și a zis, băi, hai înapoi, pentru că în 2007, în această peșteră, un ghid cu un grup de 7 persoane au murit din cauza că au fost prinși de nivelul apei care s-a ridicat brusc. Zicea că undeva la 5 minute se ridică câțiva metri buni. Și la întoarcere, tot la fel, uite, prin râulețul ăsta, bine, aici ce vedeți voi, e mic. Ia să, uite așa. Deci e mic aici, e doar gura de vărsare. Mai în spate e mult mai larg, dar a fost super. Deci și cu GoPro, dacă aveți GoPro, vă recomand, nu o luați sau dacă luați, cumpărați-vă o șmecherie de aia care să îl țină la suprafață și legați-l de voi. Pentru că sunt anumite zone în care trebuie să-ți folosești toate mâinile și toate picioarele pe care le ai. Toate patru mâini, toate patru picioare. Da, a fost super. Acum o să mai stăm puțin pe aici. Mi-a zis ghidul dacă vreau să înot, să sunt liber să o fac. Dar din cauza urechii nu am cum să fac chestia asta. Și o să dau skip. Așa că o să mai stăm pe aici puțin. Nu știu dacă prietenașii ăștia a noi o să înnate pe aici. Dacă nu, cred că undeva în 10 minute, un sfert de oră, o întindem către locul de unde am plecat. Și apoi ne așteaptă o oră de mașină până în Kaosok Village. Aseară am ajuns la hotel undeva în jurul orei 7:30, era deja beznă. Am făcut un duș, am mâncat ceva și direct la depou, pentru că eram terminat, m-a epuizat acel trekking. Dar a fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am petrecut aici în Thailanda și vă recomand, dacă veniți aici în Kaosok, să faceți un astfel de tur. O să îmi închei vlogul aici, pentru că trebuie să mă apuc să editez acest vlog pe care o să-l vedeți astăzi. Și cam atât de aici din Kaosok. Mâine o să iau autobuzul să mă reîntorc în Suratani, de unde o să plecăm către următoarea noastră destinație. Nu vă spun care este, vă mai las așa un pic să fierbeți. Nu uitați de butonul de subscribe de aici. Dacă v-a plăcut vlogul, dați și un like și un share pe Instagram sau pe Facebook. Dacă vreți să stăm de vorbă, mă găsiți pe Instagram Travelabit. Pentru cei care nu au Instagram, puteți să îmi scrieți pe Facebook Travelabit sau Metinabit. Iar mie nu rămâne să vă spun decât ca în fiecare zi, let's travel a bit.